Salutare, bine v-am găsit pe canalul FVE Blog și la mulți ani de noul an, 2022. În acest prim clip din an vom vedea ce este un tiristor, cum îl putem măsura cu multimetrul digital și testarea lui utilizând o schemă foarte simplă. Ce este un tiristor? Tiristorul este un dispozitiv semiconductor care prin construcție are trei terminale, anod, catod și poartă, sau gate în engleză. Acesta este realizat în interior din patru zone alternante ca polaritate. P, N, P, N. Pozitiv, negativ, pozitiv, negativ. Însă, putem asemăna tiristorul cu o schemă echivalentă având două tranzistoare bipolare complementare. Unul PNP cu minus pe bază, iar celălalt NPN cu plus pe bază. Atenție! Schema cu tranzistoare este menită în a înțelege mai ușor funcționalitatea acestei componente electronice și nici de cum că ar fi schema internă a tiristorului. Bineînțeles, avem în partea stângă și simbolul tiristorului, anod, catod și gate. Cum măsurăm cu multimetrul digital un tiristor? Bineînțeles, multimetrul îl mutăm pe zona de măsurare a diodelor. În cazul măsurării unui tiristor, între anod și catod, nu trebuie să ne dea nimic. Chiar dacă simbolul ne indică că în cazul acesta avem o diodă, nu este cazul, ci dioda ne indică doar sensul curentului electric, de la anod la catod. Deci nu trebuie să ne indice absolut nimic. Însă, între gate, poartă, gate în engleză, poartă în română, și catod, trebuie să avem o cădere de tensiune, plus pe poartă, minus pe catod. Trebuie să ținem cont că nu toate tiristoarele au ordinea pinilor la fel. Diferă foarte mult între ele, deci nu avem o ordine standardă. Spre exemplu, acesta este un BT151-650 și ordinea este în felul următor. Primul este catod, anod, poartă. Catod, anod, poartă. Deci poarta este în partea dreaptă. Între catod, anod, nu trebuie să ne dea nimic. O să măsurăm. Ups, nu ne dă nimic. Invers nu ne dă nimic, este în regulă. Însă, între gate, poartă și catod, între poartă, catod, în cazul acesta poarta e în partea dreaptă de tot și catod, catod din partea stângă de tot, trebuie să avem o cădere de tensiune. De 0,269 V, adică 269 de milivolți. În cazul următor, este vorba de un BT149D, ordinea este în felul următor, anod, poartă și catod. Bineînțeles, la fel, între anod și catod nu trebuie să ne dea nimic, trebuie să ne dea nimic între anod și catod, punem și invers, da, nu ne dă nimic, deci anod, catod nu trebuie să ne dea nimic. În schimb, între poartă și catod, trebuie să avem o cădere de tensiune. În cazul acesta, catodul este în partea dreaptă de tot și poarta este în mijloc. Ok, reușim. Da, după cum se vede, avem o cădere de tensiune de 0,693 V, adică 693 de milivolți. Cum testăm un tiristor? Pentru testarea tiristorului este nevoie de o anumită cădere de tensiune între poartă și catod și de un curent prin poartă. Pentru aceste date este nevoie să ne uităm în foaia tehnică a tiristorului. Puteți căuta foarte ușor aceste date pe Google. Eu o să afișez pe ecran prima pagină al acestui tiristor. Pentru a calcula R2, rezistorul pentru limitarea curentului prin poartă, e nevoie să ne uităm în foaia de catalog. Este foarte important, nu avem cum. Pentru că fiecare tiristor în parte avem anumite date. Spre exemplu, ducem această foaie la o parte, în cazul tiristorului BT151, căutăm curentul prin poartă și tensiunea de cădere între poartă și catod. Mai exact, căutăm în foaia de catalog gate trigger current. În cazul acesta avem între 2 și 15 mA, iar gate trigger voltage avem între 0,6 și 1,5 V. Eu am ales IGT gate trigger, am ales de 10 mA, adică 0,01 A, volți GT am ales 0,6 V. Cum calculăm acest R2? Păi în felul următor.
În primul rând, după legea lui Ohm, R egal cu U pe I. Rezistența egal tensiunea împărțit la curent. Pentru acest lucru, trebuie să aflăm căderea de tensiune pe rezistor, pe R2, și curentul ce circulă prin R2. Bineînțeles, curentul îl cunoaștem deja, este de 10 mA, însă trebuie să aflăm tensiunea. Foarte ușor, tensiunea se află scăzând tensiunea de intrare, de alimentare a circuitului. În cazul nostru o să avem 12V. Și căderea de tensiune pe care am stabilit-o de 0,6V. Și ne dă o cădere de tensiune pe VR2, pe R2 de 11,4V. Apoi, utilizând legea lui Ohm, R2 egal cu 11,4 împărțit la, pentru a putea afla în ohmi, împărțit la, am făcut conversia către miliamperi în amperi. Însemnând că avem 0,01 amperi. Împărțit la 0,01. Și ne dă 1140 de ohmi. Bineînțeles, împărțim la 1000 pentru a ne da în kiloohm. Deci ne trebuie un rezistor de aproximativ 1,14 kiloohm. Înainte de a trece la partea practică, o să vă arăt calculul și pentru următorul tiristor, adică un BT149D. Dăm la o parte celălalt tiristor, dăm aceste foi că nu ne mai trebuiesc momentan și venim cu datele privind următorul tiristor. Din foaia de catalog, BT149D ne reiese că gate trigger current, curentul prin poartă, e nevoie între minim 50 și maxim 200 de microamperi. Microamperi, atenție, deci micro. Iar gate trigger voltage, tensiunea de cădere pe între poartă și catod, între 0,5 și 0,8 volți. Eu am ales un curent prin poartă de 100 de microamperi și o tensiune de cădere între poartă și catod de 0,6 volți. De aici ne reiese că VR2 iese la fel, bineînțeles, că am ales aceeași tensiune de 0,6 volți de cădere între poartă și catod. Deci ne dă 11,4 volți căderea de tensiune pe R2, da? Mai departe, știind tensiunea de cădere pe R2, putem calcula foarte ușor și valoarea lui R2. Bineînțeles, 11,4 volți împărțit la curentul stabilit de noi, am ales 100 de microamperi, împărțit la, am făcut conversia în amperi, ne dă 0, da, am făcut o mică greșeală aici, după virgulă sunt 3 de 0. Și deci 11,4 împărțit la 0,0001 și ne dă 114.000 de ohmi. Bineînțeles, împărțim la 1000 pentru a ne da în kiloohm și avem o valoare R2 de 114 kiloohm. Bineînțeles, noi o să alegem o valoare apropiată de aceasta, nu trebuie neapărat cea de 114. Să testăm practic tiristorul BT151. Bineînțeles, noi am aflat ce valoare avem nevoie pentru R2. Este de 1,14 kΩ. Eu am ales de 1 kΩ. Bineînțeles, avem tensiunea de 12V. Și pentru a porni tiristorul, este nevoie să aplicăm o tensiune prin acea rezistor de 1 kΩ în cazul nostru aici. Și din câte se vede, tiristorul a pornit. Deci nu mai este nevoie să se alimentată poarta, pentru că el deja, în cazul tiristorului, stă aprins. Are continuitate între anod și catod. Pentru a opri, varianta este să facem scurt între anod catod, da, între anod catod, sau varianta simplă, scoatem alimentarea. Și dacă punem înapoi, nu mai stă aprins. Pentru a-l porni, bineînțeles, atingem prin rezistor. Pentru a-l opri, scoatem alimentarea. Sau facem scurt între anod catod. Să trecem la testarea de data aceasta a tiristorului BT149D. Bineînțeles, R2, în cazul R2-ul acesta, avem valoare de 114 kΩ. Eu am ales o valoare de 100 de ohm. Așa s-o am la îndemână. Tensiunea de 12V este aceeași. Pentru a porni, bineînțeles, tiristorul, e nevoie să aplicăm o tensiune și un curent între tensiune între poartă și catod de 0,6 în cazul nostru și un curent de 100 de microamperi. După cum se vede, acest tiristor a pornit. Dacă iau, deconectez poarta de la tensiunea de 12V,
el stă în continuare aprins. Pentru a deconecta circuitul, este nevoie doar să scoatem alimentare, da? Și tiristorul în teranul catod este închis. Pentru a-l deschide din nou, aplicăm o tensiune și un curent pe parte de poartă, da, prin R2. Și după cum se vede, el stă în continuare aprins. Dacă scoatem alimentarea de la plus, cea de 12 volți, și punem din nou, circuitul tot este închis. Pentru a-l amorsa, pentru a-l deschide din nou, trebuie să aplicăm un curent prin poartă. Aici se termină clipul privind tristorul. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați-vă loc de butonul like, dacă vă place. Dacă nu, nu apăsați nimic. Dacă nu sunteți abonat, puteți să vă abonați. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept la alte clipuri pe data viitoare. Toate cele bune!